Valabilitatea certificatului verde urmează să fie limitată la 9 luni după vaccinarea anti-COVID-19 cu schema completă. Experții cer vaccinarea cu a treia doză pentru prelungirea documentului. Comisia Europeană a propus joi ca, începând din 10 ianuarie, valabilitatea certificatului verde să fie limitată la 9 luni după vaccinarea anti-COVID-19 cu schema completă. Potrivit reprezentanților europeni, posibilitatea prelungirii acestei valabilități ar putea fi posibilă după administrarea dozei booster. Se pare o restricție. Eu oricum nu sunt de acord cu certificatul. Ce pot să vă spun mai mult de atât, că nu sunt de acord. Trebuie să se facă și a treia doză. Liber, fiecare este liber să aleagă. Are liberul arbitru. Nu știu ce să spun. Din punct de vedere medical, e cel mai important să părerea lor. Restul, nu știu ce să zic. Nu mi se pare normal. Adică dacă m-am vaccinat și știu că numai pentru 9 luni, nu mi se pare normal. Dar cred că cel mai bun sfat e cel al medicului. De asemenea, Centrul European de Prevenție și Controlul Bolilor recomandă statelor să accelereze vaccinarea cu doza booster în contextul unui val 5 pandemic în cea mai mare parte a Europei. Comisia Europeană face ca în ce vrea ea. Noi, țara asta, conducătorii noștri ascultă de ei că n-au ce face. Așa, eu știu dacă e bine sau nu e bine. Cine știe dacă adică e bine? Trebuie făcută neapărat a treia doză sau în cazul Johnsonului a doua? Eu știu, trebuie făcută, că dacă e făcută asta, că asta e făcută cu COVID-ul ăsta. De unde știe valul 4, valul 3, valul 2, valul 1, valul A, valul 5, valul 10? Păi cum, așa vin valuri așa de ăsta, de unde vin? Deocamdată nu există studii care să abordeze în mod expres eficacitatea dozei booster asupra transmiterii COVID-19 și, prin urmare, nu este posibil să se determine o perioadă a valabilității certificatului verde în acest caz.